Salut, prieten, bine v-am reîntâlnit. A trecut foarte mult timp de la, hai să spunem, ultima recenzie pentru un parfum al brandului Mansera, iar astăzi, că tot am un discovery set de 5 eșantioane, 4 în cutie și al 5-lea pe care am să recenzez, m-am gândit să fac și recenzii pentru ele. Istoria cu acest discovery set, să-i spunem, un set de testat, le-am luat soției mele pentru că era curioasă să vadă cum miros parfumurile Mansera, în special cele unisex feminine. Am ales împreună 5 parfumuri. Cel de față, apărut în 2017, se numește Black Vanilla. Aici, în cutia cu eșantioane, mai am un Oud Cafe, un Wild Rose Oud, Wild Candy și Pearl. Deci, am considerat că aceste, hai să zicem, 5 parfumuri ar fi cele mai tentante din punctul de vedere al numelui și ingredientelor. Și le-am testat, sau de fapt le-a testat ea inițial, nu i-a plăcut niciunul și am zis ok, dacă ție nu-ți plac, haide să văd ce se întâmplă cu aceste parfumuri și dacă chiar merită. Bun, am purtat acest parfum Black Vanilla timp de 4 zile. Este un parfum, așa cum îi spune și numele, pe vanilie, deci până aici niciun mister. Partea de black, de întuneric, de, hai să spunem, profunzimea parfumului vine mai degrabă dintr-o serie de două elemente, respectiv Yasomia, transmite o notă ușor murdară, indolică, întunecată, și Moscou. De aici vine și denumirea parfumului Black Vanilla. Cu siguranță că mulți vor spune, da, dar există și coacăze care sunt negre și de acolo negru, vanilie, da, înțelegem. Nu. Yasomia, indolică plus Moscou. Partea cu coacăzele, în deschidere, note fructate, pe lângă coacăze avem piersică, avem cocos, deci un parfum care, hai să spunem că are o deschidere foarte fructată, mai există și bergamotă în deschidere, deci citric, dulce, apetisant, zemos. Nota de coacăză, dacă o simți în deschidere, nu are nimic de a face cu întunericul sau cu ceva foarte dens și întunecat. Miroase foarte frumos în deschidere, foarte tentant, foarte gurmand. După aceea parfumul se schimbă, partea fructată rămâne undeva în urmă și parfumul se duce într-o tendință vanilată, foarte, aș putea să o consider ușor înțepătoare, pentru că nota de vanilie, cel puțin în tranziție, mi se pare foarte înțepătoare, și după aceea se duce către bază, unde se așează într-o vanilie foarte frumoasă și foarte feminină. Parfumul are mai degrabă o tentă feminină. Partea cu moscul și cu iasomia, care dau mai degrabă o tentă întunecată, murdară, ușor complexă părții de vanilie, se simte pentru aproximativ, cât să zic, 2 ore, 3 ore cel mult. După aceea rămâne doar vanilia foarte, foarte de tip gurmand. Parfumul mai conține în bază mosc și vanilie, iar în inimă avem numai note florale, discut de trandafir, iasomie și violetă. Iasomia și trandafirul le simt, trandafirul în deschidere, iasomia tranziție și până aproape către final. Nota de violetă nu o simt, însă notele fructate le simt foarte bine, de asemenea simt moscul, simt vanilia, n-ai cum să o eviți, deci de principiu cei care veți încerca parfumul sau cine va încerca parfumul va simți aproximativ toată lista de ingrediente. Și nu trebuie cine știe ce nas special și antrenat, se simt destul de clar. Bun, haideți să vă zic cum se așează parfumul. Da, o vanilie foarte dulce, foarte apetisantă, cel puțin o vanilie simplă, deci nu e nimica foarte, să-i spui, complex, foarte ciudat, diferit și nemai întâlnit. Deci nu, e o vanilie foarte curată, foarte frumoasă. Cel puțin în faza asta miroase suficient de atrăgător, dar cu o direcție feminină pronunțată. Deci este genul de vanilie feminină. Partea de deschidere mi-aduce aminte mai degrabă și de un parfum de la Micalef. Nu vine acum în minte acel parfum, dar regăsesc cam aceeași combinație care pe mine imediat m-a dus cu gândul către parfumul lui Micalef. Haideți să aplic, să vă spun și ceea ce simt în deschidere. Deschidere de tip vanilie fructată, se simte și trandafirul, îmi place. Da, foarte efervescent, astringent, dulce în același timp. Îmi dă senzația mai degrabă unui produs cosmetic ca deschidere, un produs cosmetic gen cremă de mâini fructată, vanilată, cam în zona asta aș putea să o
identific. Dar miroase foarte bine, deci este genul de parfum sau deschiderea acestui parfum are o direcție feminină foarte frumoasă, deci genul luminos ca urmare a notelor fructate, pentru că pur și simplu luminează parfumul plus vanilia care încearcă să dea o cu totul altă textură acestei combinații fructate. Deci este o vanilie fructată, aș putea să-i spun. Dar îmi vine acel iz de tip cosmetic. Deci nu regăsesc, eu știu, o complexitate sau anumite asperități, vârfuri, să fie foarte bine finisat. Nu. Există foarte multe vârfuri și e ca și cum ai avea un pahar cu limonadă foarte efervescentă, încă mai sunt bulbucii și bulele de la apa acidulată și în același timp ai și o senzație vanilată, deci este ceva efervescent, dulce, dar în același timp înțepător, cu izul ușor, n-aș vrea să-i spun sintetic, dar mai degrabă cosmetic. Miroase foarte, foarte plăcut, dar feminin. Nu știu în ce măsură bărbații sunt pasionați de genul acesta de parfum. Mie mi-a făcut plăcere sincer să-l port, dar îl găsesc feminin pentru gustul meu. L-am purtat, l-am evaluat, dar nu este genul de parfum pe care mi l-aș dori sau care l-aș purta constant, fără niciun fel de reținere. Bun, am spus că este clasificat unisex. Îl găsesc mai degrabă un parfum feminin, deci doamnele și domnișoare cred că se vor găsi mult mai bine în acest parfum. Concentrația la Black Vanilla este apă de parfum, vine în două volume, 60-120 ml, deci sunt volumele standard pentru Mansera, cu prețuri între 85 de euro pentru 60 de ml și 120 de euro pentru 100 de ml. Haideți acum să vă spun de partea de performanță. Performanță bună ridicată sau hai să spunem mediu ridicată. Longevitate de aproximativ 8-9 ore constant, deci asta este limita minimă, tot timpul, timp de 8-9 ore mă bucur de acest combo, de acest miros, cu o proiecție foarte bună undeva la 2 ore. După 2 ore parfumul începe să se apropie, dar foarte gradual, deci nu are o cădere bruscă la nivelul pielii, cât mai degrabă lent în timp până undeva către intervalul de 9 ore. Din punctul de vedere al situațiilor și al ținutei, este un parfum de tip casual, deci îl poți purta la o ținută cât mai, hai să spun eu, degajată, dar nu ținută sportivă sau foarte degajată, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Nu-l văd totuși un parfum de situații foarte protocolare, simandicoase, oficiale, formale, la o ținută cât mai sofisticată, dar la o ținută de tip casual, casual, elegant, semi-formal, pentru situații informale, este genul de parfum care se mulează, consideră foarte bine. Perioadele optime pentru acest parfum, toamnă, iarnă, primăvară, dar primăvara, să-i spună începutul primăverii și finalul toamnei, să spun aceste două limite. Din punctul de vedere al vârstei pentru cea care ar purta acest parfum sau pentru și pentru cel care ar purta acest parfum, de la un 25 de ani în sus, deci nu este un parfum complicat, nu este un parfum care transmite foarte multe, care posibil să nu fie înțelese de mulți, nu. Un parfum simplu, la obiect, nu este liniar, ceea ce poate pe unii dintre voi s-ar putea să vă încânte, pentru că se deschide diferit, foarte efervescent, dulce, luminos și se așează mai degrabă condimentat în zona aceasta de tip vanilie, foarte apetisantă și gurmandă. Deci un parfum care se manifestă, să-i spun eu, plăcut. Nu vreau să spun că este genul de parfum care va face furori, dar pentru cei sau cele pasionate de vanilie, ar trebui să fie testat, pentru că s-ar putea chiar să fie ceea ce căutați dacă nu ați găsit până acum acel parfum pe vanilie care să vă însoțească pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Bun, concluzie. Un parfum decent, feminin ca temperament, vanilat, fructat, cu ceva influențe sau infuzii un pic indolice, consider că avem iasomia și ușor și dinspre mosc, dar pe ansamblu este un parfum destul de bun. Așa cum am spus, nu este genul meu. Nu știu câți dintre cei care urmăriți acest clip, în special bărbații, vă veți face o pasiune pentru acest parfum, dar sunt convins că doamnele și domnișoare vor fi mult mai atrase de el decât bărbații. Astfel că dacă pun în balanță performanță, prețul pentru acest parfum, felul cum miroase, cum se dezvoltă, mai ales că se duce în zona aceasta orientală, gurmandă, consider acest parfum de nota 8,5. Nu este cel mai cel, dar este acolo. Are ceva care s-ar putea ca pe unii dintre voi să vă atragă. Acestea fiind spuse, pun capăt acestui clip aici. Mi-a făcut plăcere să vă spun din nou despre să vă povestesc despre un parfum Mansera. Am zis că nu mai am niciun parfum Mansera în colecție, dar asta nu mă împiedică să testez, să văd ce alte parfumuri cât de bune sunt și în ce măsură
hype-ul sau laudele se justifică. Este un parfum care, dacă l-ați avut, dacă l-ați testat, dacă l-aveți, aștept impresiile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit pe parcursul acestei recenzii. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până la data viitoare, când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți. Numai bine!